Oana și Viorel Li s-au infectat recent cu periculosul coronavirus. În data de 12 noiembrie, seara, cei doi soți au ajuns la Institutul Matei Balș din București, după ce au acuzat stări de rău. Soția fostului edil al Capitalei a postat o imagine emoționantă, în timp ce se țin de mână pe patul de spital. Împreună, la bine și la greu, cum am stabilit, noi trei, noi doi și COVID-ul. If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Oana Li s-a vorbit despre starea de sănătate a soțului ei în urmă cu doar câteva zile. Viorel are mai multe riscuri, i-a crescut diabetul, mai multe. Stă cu oxigen la salon, suntem împreună în același salon pentru că eu am și grijă de el, deoarece are probleme cu picioarele. Cum am zis, important e că am descoperit la timp. Dacă eram bine, nu veneam la spital. El s-a internat primul, la început nu erau locuri pentru mine. Is there anything I could do just to get some attention?